casa. Asta e orașul Maidan. La parcelu orașul Maidan sunt lăzașce saturi alu râu Gingeal, dar la altă parce alu râu Gimvale. În Maidan trăiașce 7000 de stanovniși, dar în toată obștână este 17.000 de stanovniști. Aici trăiește mai mult lumea vlășească. Asta e emisia a lui Traiu, lumea vlășească în obștână. Mai de mult. Ziua, lume! Deci, acum ne înălăzăm aici, în Maidan, la familia Crăinician. Să vedem cum traiu și cum trăiaște lumea vlășească aici, în Maidan. Cu noi o să fie moșul Boja Crăinician și moiarea lui. Haideți să vedem ce are interesant nu să ne povestească.
Aici cu noi acum e Cica Boja Crăinician și eu vreau să vă spun dobardan, bună ziua în casa voastră, în imania voastră aici. Mulțumim frumos și bine v-ați venit. Spune-mi, Cica Boja, cum a fost când ai fost un mic? Povestea-ne cât a micul tău când ai fost, când ce ai făcut, cu, unde ai trăit, unde ai șadzut cu părinții tăi? Uite-te ce pot să spun, traiu în Maidanul Albătrân. A fost tot făcut cu lucrătorii care lucrat în rudnic, în iamă. Noi copii am fost, n-am fost nici atâta săraci, n-am fost nici atâta bogați. N-am fost nici atâta îmbrăcați, că n-am fost unge. Plata, salariul al lui rudar, al ce a lucrat în Ocna, ocnari, a fost mică. E mai mult ne-a ținut gărginile. Am avut și vaci, am avut și oi, am avut și capre, care am păzit copiii, dar e bătrân, tata a lucrat în iamă ca rudărschi nazornic a fost, el a fost pisă ocnari. Și cât a putut, ne-a cumpărat mai mult de Paști. La Paști atunci n-am fost mai măreț, că ne-a cumpărat soale. Pită, n-am avut atâta în toată ziua, mai mult am mâncat coleașă și asta mălai. Aia a fost. Pita s-a cumpărat de la Pavle Sporea, la tușul Babadana, iar pe cara, în curs, acolo unde Gheorghe Cimișanu, Maidanul Bătrân. Atunci am dus, am cumpărat pita de Paști, la Paști să avem piste. Și la praznice, când am avut praznice, vinerea mare am avut. Înainte așa, la școală a fost școlari, piara am adunat de prin pădure, am uscat și la școală am luat ca să mâncăm. N-am avut obroc acum și capătă copiii, n-am fost așa. Cât am fost îmbrăcați, am fost îmbrăcați, aliară și cârpiți am fost. A fost și săniți, a fost și un alta și un alta, multe care și-a pățit lumea bătrână din Băindean. A lăsat trăiți cumva. Și ia să facem, așa a fost traiul în Maidanul Bătrân. Da, unde ați trăit? Unde acum casa asta? Uite, casa unde a avut tata. A fost baș în locul unde posluga, broidea în pisă, drumul la bioscop. Uh-huh. Acolo a fost casa, am avut sobă, cuină. Din o avlie, loznică, am avut o șupă, am avut ștală de vaci, am avut două vaci. Car am avut, gărgini am avut, fân am adus, leamne cu carul am dus și acolo am trăit. Despre asta acum a spart Maidanul, a făcut nou Maidanul, pe noi ne-a spart în 1957 anul. Ne-a spart și ne-a dus aici și ne-a făcut casa asta aici, unde ești acum, unde ești. Da, cât ați fost în familie? Pentru că am fost în familie tata, mama, fratele meu Ferda care a murit. Și eu. Și acolo v-ați însurat? Ferda s-a însurat acolo, dar eu m-am însurat aici când am venit. M-am dus în voiscă, din voiscă. A unde ați fost în voiscă? Am fost în Gnilane, am fost în Scoplea întâi. Întâi am avut autoediniță. Pe prima m-am dus în Scoplea, acolo din Scoplea, prima eu m-am dus în Cosul Scamitruița, m-a trămes de C categorie, de tencuri, samohonoruri, de un alt, că am găsit ispitul cu o țenă care mi s-a mirat. O lună zile eu tot aia am învățat și am trecut și m-a rădat, unde am vrut să mă duc. Putut să vin în Niș, am putut să vin în Vrani, în Procopi, unde am vrut să fiam. Că tată m-am dus în Gnilane, am fost, 19 luni am fost în Gnilane. Când m-am întors din Gnilane, am venit la Osusul și m-am întors, m-am aflat cu ea în Vrane, la Vărusul, la cine am vorbit și în iunie meseț, în 1962, am luat tot ce 52 de ani de când ies în soție. Cu sănătate. Și voi să trăiți. Da, când ați găsit voiscă, ați venit la lucru, ați avut lucru. Da, nu m-am dus în voiscă, eu am fost la lucru, la rudnic m-am trecut. În 1990,
69. 1069. 1969, 69. Atunci am trecut la rudnic. Acolo am fost cu, la montaj. Ca fizic chiranic, n-am avut școală, că nu m-ar dat, că n-ar avut bani să mă agerii de parte, să învăț să vânzăna. Întânge, anul la 69 n-ați lucrat niciun jur. Da, am fost la școală, am ieșit la școală. Școala, a unde ați mers în școală? Aici, în Velimiri Marchiriti. Dar școala a fost istoșior? A? Școala a fost unde acum? Ori? Și acum, acum, da, a fost Popă. O mai Pope, cum l-a chemat director, a fost Dascloața, Dasclosava, destul de țin minte. Cu mine școlarea a fost Dragana Ierzene, că a fost plin, Nata Izonare a fost, Maria Dragoșan și-a murit, Mielo Dragoșan, Memi Bobonță și-a fost Sandi Tudurică plin, că a fost vârșneași și mie, Boja Buliubașa, Gheo Calazarevici, a fost... A fost vârstă să ne așa mie, e, în 1957 am găsit școala, pe mă n-am lucrat câta vreme, ale 1059, așa, nu 69, mă știu, 1059, am trecut la Runic și am fost în, la cop primit la montaj, la baghere, atunci a început lucrarea la cop. În tăi, când a început, am tras cu sălpile, am făcut planiri, să ducă din Bur, să ducă pe Marion Iede. Am fost cu sapa, am făcut planirul să duc acolo. Mai de, ce să spun, mediu primii m-am fost cu lucru acolo. Ei, am găsit cu PKS și am rămas ca o pomocnic la bagher cu Nicolae Belovan, la iug, de la Uprăvska zgrada de sus. Ei, acolo am rămas până nu m-am dus în voiscă. Eu n-am venit în voiscă, în voiscă, în două luni am fost până am găsit voiscă. Am polurit, am dat ispit civil, șofer să fiu cu dozul la gata, nu, să o schimb. E când am venit aici, atunci m-a primit ca șofer ale la Euclid, de 35 de tone. Cum am început de la Euclid, 35 de tone, până la 120 de tone, tot am lucrat la cop ca șofer. Am lucrat și la autodizele, am lucrat și... Am lucrat, am schimbat și cu Crâsa, cu tatăl, cu pocoine. Am fost la Tisterna de Goriva și el a fost câtă vreme cu mine. Am lucrat și la mineri, am fost, am vodit evidenția ultrașcă, o explozivă pe cup, pe etajă, cât a fost aia, așa am lucrat. Până nu m-am dus în pensie. A când ce am dus în pensie? 1991. 1992. Da. Da. Tu așa știi cum și-a fost de bătrâneață, cum se spune aia. Tu, de unde vine porecla al tău? Nu prezimele al tău. Uite-te, ce e lungă povestea aia. Eu am făcut... Papa, și-mi interesuie povestea. Am corn făcut. Ai mei ar venit, ai bătrâni. Spune moșul străbunic, se spune pe românești. Tu e tu cum deda. Da, da, da. A străbunic se spune paradeda. Mm-hmm. De bunic pe românești se spune tată. Mm-hmm. În anul 1952 ai bătrâni, moșul Gheorghe l-a chemat și moșul și baba Carina. Ar trecut notat Dunărea peste Blâni. Și ar trecut la Grătiște și la Dobra, pe la Drencova, pe și ar trecut și în partea asta. E, în aici, în locul ăsta, mai dat... Unde a trecut? Din Moldova Nouă. Din Moldova. Da, atunci s-a chemat Boșneagu. Așa i s-a spus. Ale, în aia vreme, Boșneagu a fost Austro-Ugărscă, nu a fost România. Austro-Ugărscă a ținut aia. Și Moldova Nouă, nu s-a chemat Moldova Nouă, mă, s-a chemat Moris. Și ei vine, ar venit aici și ăștia, Bezimenă Drustu, a lucrat, s-a deschis lucrătorul lui. Ar cătat maestru Wagneri, care a venit, Iasenski, care a venit ca o maestru de prin Polska, Cieslea, toți ar venit aici ca o maestru de lucru. Ale pierse adunat de prin Dunăre și i-a dus. Ar fost răbăjii, ar fost ciumurgii, ar fost cu care le-a tras șteanap de ocnă
Și alte lucruri au lucrat ei, n-au avut ei calificație ca ăștia. Ei s-a făcut până în anul 1860. Da. A fost ăsta Popis, îl mai dam. A făcut Popis. Că mulți ar fost spărgit pasul și mulți ar fost spărgit documentul. Și a spus, știți, voi ai, la emeie, ai bătrâni, ar avut 3-4 copii, ar avut. I-a aflat cu 4 copii. Și spune, știți, voi n-aveți niciun documentat. Vreți să vă întorceți, să cătați drăveanță, să primiți alu srbească, dar să cătați de acolo o deavă, să vă slobodă de acolo, să primiți o deavă, rămâneți ca sârbi, pășeți, Budo, haideți, doamneți-mi înăjută. Ili, dacă nu, voi puteți să vă întorceți în România, dar copiii rămân aici. Dumnezeu mi-o ne ajută să vezi, că ei spun stola. Copiii rămân aici. Copiii nu se duc din România. El sârbi, îți botezați în biserică. El a cătat odpus și a cătat. A fost dedul vostru, a venit atunci cu pradeda, așa cu... Nu, pradeda, el a avut 11 copii. A, 11 copii. 11 copii a avut. Și toți sunt aici în Maidanul? Toți aici. Și din aia 11 copii. A rămas Moise de paradeda al meu, a rămas ăsta Ion, care a avut fiace, baba Maria lui Gheorghe Giura, fata, a fost fata lui. Baba alu Iasenski, baba Milița, fata lui Gheorghe, cu vărul ei, toți sunt crinișani. Baba asta, Maria, cum Milița, alu Ion Suru, sfesutul crinișan în piele. Mihailo Crinicianu, el a fost tata lui Sava Crinicianu și lui baba Draga, sârbu, alu Ion Sârbu, baba Draga a fost fata copiii lui. I-a murit ca iubița muiarea sa și el sunt soră și o ia pe baba Milena. Cu baba Milena face pe Draghi Crinișanu, pe Jivco Crinișanu, alu Slava Crinișanu, îl face pe Costa Crinișanu. Eu tu ești cu Crinișanii, potome, după aia am rămas Crinișanii. E unde... Unde e un jednu stvar care trebuie să se arăt, să vezi... I porodica Krajnića nađena bez pasoša. A što još imaju interesantna stvar. Ni štata našljuta sa. Nima ni djeda našljuta. Ali rajšut se se vada. Baba Sandalu Paverosovjanu. Paverosovjanu prvi je, maj in teja pa kut crveni krst in majdan. El a fost la mâini la Iama, rugarski inginier a fost el. Ale bune mă vede lungă, nu e lungă, ale a ținit pista Dunărea? A știut-o toată, a știut-o toată. Baba Sanda, fata lui Gheorghe Grinșanu. Când am căpătat o slică de la Rudia lui Sulu, eu am tragos, m-am încătat, pista 10 ani, am încătat, Borândești, pe la biserică, pe la... Prin două pisilele, prin muzei am cătat și prin Nuștină, iasă bucurarea lui Bisarii și Nuștină. Așa, acolo am aflat multe podatke de ei. Și când am cătat slica aia de la Rudi, eu duc eu că am eu tata lui mama, și când m-a dus slica aia, m-a ratat-o, stai mă, cătai pisica aia și m-a dat-o, baba Sanda, să-i trimite în România, când m-am uitat, Aia m-a deschis vizicul, dar sunt o iuri cu ei ți se pocaj. Uite ce și ei. Da, povestăți acum de ăsta, cum eu spus, erați Suru. Ei acum sunt Surovici, așa? A murit, schimbă. Da, da, ali i-a trecut în prezime? Nu, a rămas la Rade Surui. A mama lor a fost fata lui baba Draga,
ali on srbu, fata, Radmila. Ja mu rike, pa smo reći, tata, pa je sur. Ali povestireți, de primer, când a trecut pista Dunăre din România, ai bătrâni, da. I-a fost, s-a prezivit surul. Nu, crănișani. Nu a vostru, numai prezimile în Maidan aici. Crănișani. Aha, tot crănișani, nu e surul, nu nimic. Omă te-am povestit că Mihailo, el a fost însurat. Cu Ljubica, care are doi copii avut, două copii și fata avut-o pe Baba Draga, alu Ion Sârbu, și pe Deda Savu, alu Memet, alu Lepa și alu Mila, tată, alu, cum o cheată? Miki Turcu, negova mama. Negova maică. Ei, ii din mușul Savu, crinișani, ale samă pe mama. Și el s-a însurat pe cu Baba Mileva, și a avut peste al lui Crinișani, el și a Crinișani, ea e pot. Pe ăia nici nu-i neamuri, în Maidan. Da, cât eu știu, ați lucrat cât așa în Bisare, că ați fost acolo član odbor, așa? Nu, am fost presenic. Presenic, bun. Presenic, am fost țărcănog odbor. Țărcănog odbor. Câți ani ați fost acolo? Da, și ani. Și ați lucrat ceva acolo, cât ați fost prețnic. Știu că ați făcut multe ale, ai povesteți voi, să nu povestesc eu. Am făcut mult. În 1991, de ziua de Sfântul Gheorghe, a făcut slujba popa din Laulea, Rica. Și am fost la slujbă și el mă întreabă, Boja, mă rog, m-aș ruga și ceva de cine, spune și ei. Dar taman atunci a venit zavul za renovirane crkve, zavul din Niš. A început a lovea tot apar, și polilei, și tot a scos la ploaie că Radovan a fost pop. Nedeljković, el s-a dus, da fuga, a dat otkaz, s-a dus. Cheia a dus o mesna zajednica și na milost i ne milost. Vrei să te prins, că tata to-a fost a moj otac, e bio radio tu jedno vreme ca o blagajnic, cu Mijailo Brica, šta ti znam, vrei să te prins. Știu că tu vii drag de biserică să fie, să vă uiteți și unul de biserică, că n-are care. Vreau de ce nu, mă, tu e bilo. Hai să facem țărcă, ne-o dvrai de clipina aia. Tu am făcut draga pocoina ova... Străină n-a bila blagajnica, da imam ea, koi ce scupi pare, tu curi pare, dolazi na celui cuicano, vine banii prilog, vine un alta. De ce să am eu nacaz cu lumea să spună, lumea eu dau bani, Boja ia banii. Păi nu e așa. Blagajnicul ia banii, am deschis în bancă, am deschis stena knjižica și god am adunat tot acolo. Și am făcut cerchine odvan, am trimis în noi parchi, am trimis dopis de potvrdi to. I zabrali me kao presenika, oni su potvrdili mă dat că može i to smo mi krenuli u obnovu. I kad am văzut, eu ce face iconostasul ei, i am spus, universalul am spus să-l facă, i am spus să-l bată joc. Face iconostasul cu asta, cu iverița. Dacă și iconostasul a fost, a fost mic, tu ai bine duboreț, a fost frumos și e că-i bătrân. Da, da, pe aceea și vredan. De-aia trebuie să fie vredan, e da se renovire. Să fie iară gilim, dar nu gilim. E isto. Atunci lumea cu rucina acestea, se delinuiți a lucrat. Se totar se delinuiți, el a fost atunci când s-a făcut bisarica 1852 godine, când a început să lucre bisarica, să o facă, el a făcut-o aia. El a lucrat duborezul iconostas, to-i njegovo delo. A sad imaș ubodna acestea, poți să o faci și cât vrei, dar nu tu îmi pune asta, ca la, și-a spus la ateistii de smog. Și eu, cat, la mesa zainița, dau busta viradă. Eu am obestit eparhiu, am spus că asta e conostat și-l face, nu stă. Nu nici catolici, nu nici verurghii vere, decât sunt pravoslavnă vere. Ne de seama de ultimul pare să ne ia banii degeaba, nu e nimic. Nu e nimic, nu e lucru. Nu e, și vine, a venit și din Zășare, a venit și solitar și a spus, o mă să-ți spărgeți. Și l-a aflat în Zășare, a aflat unul care lucră duborez, ăsta și acum iconostasul. De moie vreme, tu e urageană. Eu am dus alea tot din Zășare, elementului. Și el a dormit în bisare, că am dus și iorganul, și ceba, și tot, seama de radii de săvârșim tot. Cu mile pocoinii Bingescu, el m-a ajutat mult.
Da, și a strucat, mi se pare, biserica, așa? A strucat. Iar voi ați... Da, am strucat, am uns-o, da. Sfer și am strucat-o tot. Acum și a strucat, vrei să... Asta nu-i, asta nu-i bun. Asta, bun. Nu, nu. Asta nu-i bun, de curând. Păi uite ce lasă și-a vândut și vinge lumânări. Uh-huh. Uite ce dinapoi, că e pusă ca șântra. Ia ea ce așa. Uh-huh. Șântra se face. Și tot tanie mult de bute. Dar biserica noastră mi se pare făcută și de catolici și de pravoslavți. Are avut, avut ulaz. Și de catolici și de tot. Mediotim, eu, când am ajuns eu de să fiu presenic acolo, ieri închis-o. S-a pus electroinstalația acolo, a făcut-o, unde a pus ușa, a făcut-o ea. Eu s-a și pus, aia n-a fi făcut-o, n-a fi cu ce dată să fac aia. Eu n-aș fi dat-o. Că ulazul se vine de către fântână. S-a băgat catolicii da. Să zapă, da. Da, da. Dar ulazul ăsta și l-a închis din coș, s-a băgat pravoslavții. Pravoslavții, da. Dar ușa mare a s-a băgat cu nunta, cu mormin, cu mortul, toți. Și pravoslavții și, și catolicii. Catolicii a ținut slujba aici. Nu că nu, că eu ăla și-a fost unul ține și i-a venit unii, o echipă, și el vada vede, să vadă biserica și el ține predavanie o țărcui. Sasim, ubitați-nă, pogreșnă, catastrofă. Dar mai dăm pe că un Maidan n-a fost catolici nicăda. Stau unde mă om povestește aia la lume, catolici a fost aici. Dușco Wagner a fost catolic. Danieță ăștia toți ar fost catolici. Ar s-a renunțat cu muierile de prevoslavță și ar primit praznice. Praznice, da, și altă și vera praznice. Cum cu cer să spui tu că n-a fost catolici? Da. Dar de potriva lui catolici a venit popa din Bur. Să facă slujbă. Ce așa biserică predicită de catolici, că a fost da, a fost catolici atunci. Da, să da. Nu fie ea pusă, că catoliții e mai istocă. Să nu fie po pravilul catolică, ni po pravilul pravoslavăța, nego ocrenului. Da, da, să fie ambrunatul, să fie într-o... Să fie pola na pola, pola i tvoje, pola, i moje. Da, da să ne ljutiš niti, i tu su naši zajednički jezik, da se služi crkvu, vidite. Dar acum nu sunt țărpeni odbori, nu mai lucrați. Nu, pa mie mai știu 10 godine mandate, a ne mogu ești. Dar ce lucrați așa când... Ce lucru? Mă joc cu laptopul. Ați trecut de tehnică, tu ai spus vechi. Pa mă vorbesc, auzi, mă vorbesc cu nepoții, mă vorbesc cu ai mei, cu românii din Schweizerska, din Șvedska. Am în Șvedska cu ei. Am din București, am din Temișoar pe Vatiță, care trebuie pesme, rumânske pesme. Comunicirea însă ljudi, mă. Dar câți copii aveți? Am 2 copii, o soare copil și o fată, 4 nepoți și o praunucă. Hai să fie și atunci. E, to mi-e praunucă. Nimică, că mă jofala la taina. Măi, auzi, eu vreau mai una spun da. La, la poveastă, de viața lui Maidan, nicăt craia nema. Da, da, da. Mai una vreau să spun. Eu i-am spus la copiii ăștia. Om, vita, capra, oaia, vaca, să mulge de lapte. Să se rănească omul de-asă. Dar omul bătrân să-l mulgeze minte. De minte, da, da. Mulțumesc da. La taină. O, să-mi spun. Să-l mulțumesc, nu mulțumesc, să-l spun. Știi despre ce? Să nu ia cu el, că rămâne copiii sărași. Nu știu nimic. Eu am fost în Zeitilnic, am fost. Eu am fost în Austro-Ovido. Eu am fost în memorialnic center unde sunt îngropați solonski ratnici. Și am văzut eu acolo. Hai să vadă copii. Altfel a fi fost. Auuu, voicane. Că tot dati să ne ieși, pialea să se înfioară. Mai, mă ascultă ce vă spun, noi nu știm nimic, mă. Da, 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 cinerea noastră nu știe mă, nimic. Mă, eu, mă, nu știu nimic, ascultă ce vă spun. Da, da, nu știu că așa. Uzi, mă, să-l întoarce copiii, să vadă care peric. De ce am lăsat el oasele și viața lui în Solun să stă în morminț, crușa? Care să zici câteodată, dar să ducem la crușa lor, la să-i pupe, ori nu-i duci. Da, da, dar îl ține minci gelul nou. Da, nu. Uite-te și voi, căne, e lucru de biserică.
Chiar mă ne uităm, sticuim tot aia. Și god a fost, și god aveți voi interesant. Zarad, moi, de lucru meu la biserică cât am voi. Eu am spus, biserica nu e a mea, biserica al lume. Al lume, da. Am fost în eparhiști savet. Și tam am să se drână să-i spun lui Vladica. Stanite. Popa în banii mei în biserică nu se mestecat. Popa când a luat plata, a venit la mine să-i dau un alu, să duc în blăgaină să-i de plată. Banii ce-am căpătat. Dacă mi-ai dat banii, tu și tu spuni, știi ce, vă dau prilog de biserică. Ăia bani s-a cumpărat în biserică. Da, 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 da. Că mâine, poi mâine, vin și mă întrebi. Am ce că vă rog. Unde banii așa ți-am dat? Upra, o, to. Ți-am dat să cumperi. Și ați cumpărat voi din banii mei? Da, da. Stani, voi, că am cumpărat stag, am cumpărat aia, am cumpărat aia de potrivă biserici. Da, da, da. Așa, nu lumea să spună că am furat banii, că mi-e trebuit. Banii s-au trășut n-amens, că s-au trășut pe zveze să nu să-și ție poreclă lui banii. Ei la mine nu s-a jucat. Da, lui Vladica i-am spus, ascultați Vladica, v-aș fi preoștens. Meni jasno kod civilno liste, ja sam predsjednik crkvene opštine Majdanpek i crkvenog odbora, kada me narod izabrao, niste vi, nego narod me izabrao. Da, da. Ja imam podršku naroda, jer to nije samo moja crkva, nego je narodna crkva. A lume ste dopačili. A vi ste postavljeni kao vladika, da obiđete crkve jednu do drugu. Unoki, u oči sam mu rekao. Vi ste postavljeni da sa onim ostrigom stapom, ne sa Mercedesom. Idete od crkve do crkve, jer nije vam rečeno da vi zatvarate crkve, nego da otvarate crkve. I kako se radi u crkvu? Ne da pitate popa, nego da pitate predsjednika kako taj pop radi sa narodom i u ime naroda. Ja imam kis. Da, 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 sad. A savjet njih nema kem mlad. Še je spus istina, Luki želi. Da. Nimi kad čekaj možno falala tajna, tajna veru vulta. Najdi še, a od, mi drag, stvarno mi drag, sam čovjek, kad bo vraj i o sajbe, vreme, sabina, imam mult materijal. Imam fakul bisarika. Ne vozu bisarika, asa, original. Še je original. Kad vinje popa, sam fakul vodice, mi je bisarika, pi masu. Da mi on čita, molitvu. I praznik? Pa, da. Pa, da. Vidiš, ti se jeba, sad ti pa meni. Nimi kako še, ujtam še, sliš, mulcamest la tajna, pa ne ujtam, a sta snimujem še goda. Sliš, sliš se na Turška, godva treba še va, džima i dan. Jo mula la laptop i in Turk, i, kun se spun, i in džerep kupi, kar da, 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 kar je nošče, da, kar je grešašče. Da, grešašče, še spun, noša. Mulțumesc. Să trăiți o sută de ani. Mulți ani și o să mai ne vedem, să ne vorbim, că Maidanul are mare poveste. Să dă Dumnezeu o sută de ani să trăim. Multe poveste are și greută, că ea să știi și lumea care nu vrea să fie sposat, că nu vrea să se pete. Da, da, așa.